merg pe cărare, dar nu mă las de tine, Doamne. Îmi șterg obrazul și-ndur necazul care a venit în casa mea. Din jale, jale, merg pe cărare, dar nu mă las de tine, Doamne. Îmi șterg obrazul. Astăzi printre noi avem o sărbătorită, Denisa, la mulți ani, îți spunem. Noi venim pentru tine, special pentru tine, de la Surprize Magice Iași, cu o frumoasă surpriză de la cineva drag ție. Niște persoane foarte dragi, care te iubesc foarte mult și prin această surpriză vor să-ți transmită multe gânduri frumoase de bine. Astăzi este despre tine. Avem pentru tine un tortuleț pentru masa de sărbătoare, să-l servești alături de cei dragi. De asemenea, avem un coș foarte frumos cu desăpun și un coș bogat cu fructe. Vreau să știu dacă bănuiești de la cine este surpriza, nu? Familia îți este aproape și cu siguranță familia este cea care ne-a adus aici alături de tine. Îți voi citi acest frumos mesaj de felicitare, iar în urma acestea îți vom preciza exact care sunt aceste persoane minunate din viața ta. Mesajul spune așa: draga noastră Denisa, cu ocazia zilei tale de naștere, îți urăm din inimă un sincer și călduros la mulți ani. Fericiți și cât mai frumoși alături de noi, întreaga familia ta. Cu toții suntem alături și mereu de partea ta te sprijinim, ne facem griji pentru tine, te admirăm și te iubim nespus de mult. Astăzi este despre tine, este o zi importantă și pentru noi și îți dorim tot binele din lume. Îți suntem tare recunoscători că te avem și pentru tot ceea ce faci și ceea ce ești. Ești o persoană minunată, puternică, răbdătoare, curajoasă, ambițioasă și te apreciem foarte mult. Cu multă dragoste din partea socrilor, Petrica și Mari, cumnații și cumnatele, Alin, Rebecca, juniorul Samuel, Răzvan și Sunamita, Bebe și Alina, Radu și Andreea, Rustiv și Ionela. Și mai avem un scurt mesaj din partea altor persoane care la fel de mult țin la tine și te iubesc, care spune așa: suntem tare mândri ca părinți că avem așa o fică superbă din toate punctele de vedere. Te iubim foarte mult și te sprijinim din toată inima. Iar în calitate de frați și surorile tale, noi îți spunem cu multă dragoste că te iubim și te apreciem și îți mulțumim pentru noi, că există alături de noi, pentru toate momentele frumoase împreună și de neuitat, îți mulțumim. Cu toții te iubim, fie ca orice dorești să devină realitate, dragă surioară, la mulți ani, cu multă dragoste din partea părinților Adam și Maria și frații Bogdan, Amina, Leo și cumnații tăi, Irinel, Mădălina, dar și toți nepoții. Multă putere și sănătate alături de cei 5 îngerași ai tăi, Flavius, Ibrahim, Luca, Johnny, Talita. Nu uita că poți conta oricând pe noi. Te iubim cu toții și ai încredere. Noi avem și suntem mereu alături de tine, la bine și la greu. La mulți ani fericit și din partea noastră. Felicitarea pentru dumneavoastră. Aveți foarte multe persoane alături care, indiferent de orice, vă sunt aproape. Noi vă transmitem toate cele bune în continuare, să vă bucurați de copii și numai bine vă dorim. Dacă doriți ceva să transmiteți. Am foarte multe emoții, nu mă așteptam. Vreau să le mulțumesc socrilor mei. De fapt, nu sunt socri, ci sunt părinții mei. Le mulțumesc foarte mult că mă susțin, că sunt alături de mine. Îi mulțumesc la toată lumea, în special și la frații mei. Toți, îi numesc frații mei, mulțumesc din toată inima că sunt alături de mine. Vă mulțumesc. Ca să aducem o mare bucurie, să vedem cine este liniară astăzi. Good night.
Are, dar nu mă las de tine, Doamne. Îmi șterg obrazul și-ndur necazul care a venit în casa mea. Și încercare, parcă nu mai ies, o Doamne. Îmi plâng amarul și doresc malul, că m-am săturat de atâtea valuri. Din suferință și încercare, parcă nu mai ies, o Doamne. Îmi plâng amarul și m-am săturat de atâtea valuri. Am-ia durere și întristare, doar tu o cunoști, o Doamne. Doar tu mă înțelegi pe mine. Am-ia durere și întristare, doar tu o cunoști, o Doamne. Strig către doar tu mă înțelegi pe mine. Alina, Doamne, tu suferința, nu mă lăsa să-mi pierd credința. Alina-mi, Doamne, tu suferința, nu mă lăsa să-mi pierd credința, căci tu știi totul, mângâie-mi cortul. Zi doar un cuvânt și-ndreptul meu.